judecător din Chișinău a falsificat materialele unui dosar civil, pronunțând o hotărâre arbitrară în favoarea unui politician. Constatarea aparține CEDO, făcută publică marți 11 octombrie. Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenko, spune că va sesiza procuratura pentru a investiga circumstanțele descrise în hotărârea CEDO, prin care Republica Moldova ar putea fi obligată să achite peste 3 milioane de euro drept daune materiale unei întreprinderi din România. Interesant este că hotărârea CEDO a fost adoptată cu vot unanim, adică cei 7 judecători ai CEDO nu au avut dubii cu privire la textul hotărârii, ceea ce confirmă implicit cât de evident a fost abuzul. Având în vedere votul unanim în favoarea hotărârii, contestarea ei nu cred că are șanse de succes. A notat ministrul Justiției. Litvinenko promite că va sesiza procuratura în vederea investigării circumstanțelor descrise în hotărârea CEDO și speră că acest lucru va fi făcut în mod prioritar. Problema a apărut în 2007, când la guvernare se afla partidul lui Vladimir Voronin. Atunci o companie din România s-a asociat cu o companie controlată de politicianul Victor Șelin, cu scopul de a construi drumuri în Republica Moldova. Compania din România a transmis asociatului de la Chișinău utilaj pentru construcția drumurilor în valoare de peste 1 milion de euro. Compania lui Șelin a câștigat un contract cu statul de 20 de milioane de euro pentru construcția drumurilor. Utilajul din România a fost lăsat gaj la o bancă comercială din Chișinău pentru a obține lichiditățile necesare. Fondatorul întreprinderii din România, Toader Golovatiuc, a lăsat gaj la banca din Republica Moldova și casa, evaluată la 400.000 de euro. În 2010, între asociații au apărut neînțelegeri din cauza transferării banilor pe conturile altor firme controlate de Șelin. Ulterior, Victor Șelin obține în instanță anularea acordului de asociere din 2007 și repunerea părților în situația de până la semnarea contractului. Instanța însă nu a anulat și gajul pus pe antreprenorul din România pentru banii luați de firmele lui Șelin. Astfel, compania românească a rămas fără utilaje, fără cotă în întreprinderea moldovenească, iar fondatorul fără casă. Decizia a fost luată de judecătorul și fostul vicepreședinte al Curții de Apel Chișinău, Gheorghe Crețu. Toader Golovatiuc a atacat decizia Curții de Apel la Curtea Supremă de Justiție, dar instanța supremă nu a răspuns în niciun fel la acuzațiile cu privire la abuzurile comise la etapa procedurii și nici nu le-a menționat în decizia sa din 20 mai 2011. În consecință, Curtea a conchis că procedurile în cadrul cărora au fost adoptate aceste decizii s-au desfășurat într-un mod arbitrar și vădit nerezonabil. Într-o discuție la telefon, Victor Șelin ne-a spus că nu cunoaște nimic despre o astfel de cauză și nici numele judecătorului care a falsificat materialele în dosar. Eu niciodată nu am fost conducător companie Shell și K. Niciodată nu am fost la judecat, nu știu nimic despre dosarul ăsta. Am înțeles, dar pe judecătorul Gheorghe Crețu îl cunoașteți? Sigur nu știu. Dacă eu nu conduc întreprindere, cum eu pot ști judecătorul, dacă niciodată nu a fost acolo? Adică nu cunoașteți, nu aveți nicio legătură cu cazul ăsta? Nu, nici nu știu nimic, nici nu știu judecătorul. Prima dată aud. Eu nu am fost conducător întreprindere Shell și K. Am căutat pe site-ul idno.md compania respectivă. La rubrica Istoricul firmei se arată că din 1992 fondatorul acesteia este nimeni altul decât Victor Șelin, iar director fiul acestuia Bogdan Șelin. Am încercat să obținem o reacție și de la fostul judecător al Curții de Apel Chișinău, Gheorghe Crețu, cel care a falsificat materialele dosarului civil, dar nu am reușit să facem rost de numărul de contact. Foștii colegi ai acestuia au refuzat să intervină, iar alții ne-au spus că nu mai țin legătura cu el de mult timp.